Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Craft the World. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți era și vreți episoade în continuare. Mă bucur foarte tare că vă place această serie de Craft the World. Sunt chiar fericit și de asta o să filmez în continuare, dar v-am spus, ca de fiecare dată mă bucur când și vouă vă place o serie, un joc care îmi place și mie. Bun, un lucru care l-am ratat eu de data trecută și un lucru care ar fi trebuit să-l știu de o groază de timp este că poți să dai speed up la joc cu F1, F2 și F3. Gândiți-vă că m-am jucat cam 4 ore fără speed up când mă jucam înainte off camera. Deci, da, nu off camera, când nu filmam. Mie nu mi-a spus nimeni că pot să dau speed up de aici, adică what the fuck. What the actual fuck. Noaptea o să treacă mai repede, n-aveți niciun stres, eu doar trebuie să-mi dau seama ce naiba trebuie să fac. Bun, dați-i voi niște copaci. Dai cineva copaci. Sunt total în ceață, dați-mi o secundă să mă uit cam fiecare ce are. Avem nevoie de niște unelte pentru băiatul ăsta de aici. Toți o armurăm? Da, numai asta n-are. Băi! Hai să facem niște unelte. Lemn, piatră, topor, unul la mână, târnăcop. Da. Și bâtă. Ok. Armură, nu știu cum o să pot să fac, pentru că nu știu dacă am rope. Ah, uite că mai am. Nu mai țin minte pentru că v-am spus eu filmez în weekend și asta e o parte proastă. Și uit ce am făcut data trecută. Adică eu n-am mai jucat de o săptămână. Bine, m-am jucat off-camera pe lumea mea, știți, dar... nu m-am jucat aici. Oh, aveam două pălăriuțe de-astea. Avem nevoie să ne mișcăm mai repede pentru că... n-are backpack, n-am. Avem nevoie să ne mișcăm mai repede deoarece ăștia nu au viață și ca să le putem face viața avem nevoie de o casă, dar stați liniștiți. Că știu cum se face casa acum, pentru că am făcut-o off-camera, casa, deci totul e în regulă. Adică nu mai țineam minte, nu e greu de făcut oricum. Equip, să vă arăt imediat. Bă, unde ți-e backpack-ul aici? Deci este perfect și cu ăsta. Vreau să facă zi, pentru că nu-mi place să joc noaptea. Stai, clar. Deja vine unul și ăștia. Nu au viață, frate. Aveam și piciorul. Să dăm și noi speed up. Mănâncă capul. Să fac o baie. Stați-mi și noi, să moară ca idioții. Și mai vine și wave-ul ăsta în dreapta sus. Hai mă să treacă noaptea mai repede. Perfect. Hunger! Ia uitați scheleții și toți ăștia care vin. Asta se poate distruge, căsuța asta, dar nu o să o distrugem noi acum. Noi acum așteptăm, cred că mai foarte puțin și se face zi. Am dus și voi oaia asta. Și avem nevoie de mult lemn ca să facem casa. Ce să chinuie ăsta aici cu oaia. Imediat se face zi, cred că hai cu mai un minut. Moară și tu melcul ăsta. Chestia asta este pentru că deci, ca ăștia să recunoască care anume este casa lor, ai nevoie de shelter. Și cu shelter-ul trebuie să construiești o prostie de asta. Când shelter-ul e complet și îndeplinește toate cerințele astea, atunci asta o să funcționeze și ăștia o să-ți dea seama că asta e casa lor. Dar momentan nu putem pentru că... uite ăsta în loc să meargă pe pod. Doamne, ce nob. Hai că să face zi, hai că totul e în regulă. Merge și tăia și voi copăcei aceștia. Avem nevoie de mult lemn, băieți. Cum naiba urcăm noi aici. Bun. Deci, în primul și în primul rând, craft. Aici. Am nevoie de mult lemn. Ok, fiți atenți, ca să o facem ceva mai măricică, deci să fie ceva gen așa. Perfect.
Asta, asta și asta aici. Care să bate, mă? Să nu se omoare ăștia care. Deci toți muncesc. Nu poți să tai copacul, că e apa acolo, dar e regulă. Uaaa, omorâți oaia! Bă, tăi și mergi ăștia. Tăiați copacul. Dar deci acum o să facem mult mai mult progres în episoade. Și o să le facem tot la fel de lungi. Deci stați calmi. Bă, da. Faceți și voi astea pe aici. Vă pun un portal să vă mișcați mai repede, dacă nu vă convine și... Ok. Hai mă, face cineva asta aici! Doamne, ce fac mă ăștia? Uite că nu pricep. Ce se întâmplă aici? Stai zice că nu mă prind. Ce se întâmplă? Și că doi care nu muncesc. Bă, voi sunteți retardați? Are you fucking retards? Nu pricep de ce nu vor să muncească. Stai un pic, stai. Care-i faza? Că nu mă prind. Nu mă prind! Ce grijani ai, mă, băga mea și piciorul în capul tău de dwarf. De ce nu vor să muncească? Nu pricep. Nu pricep, deci chiar nu înțeleg. De ce nu vrea să pună asta? Pune în grijanii asta. Ia. N-a beleaba, că acum... Să-mi explice și mie cineva ce naiba se întâmplă. Are o limită de dăstea? N-are cum, nu cred așa ceva. Ia stați așa, nu știu, ăștia o masă? Poate nu vor că, nu știu, poate le e foamea. Nu mă prind, deci nu știu ce se întâmplă. Ok, hai să ieșim. Și să reintrăm. What the fuck? Jocul ăsta în alfa e plin de bug-uri, nu-mi dau seama de ce nu merge. Ok. Ce mai mi convine, Vlad, nu construiește el masa? Ah, gata, mă. În sfârșit, fucking retards. Mă, și speriasem, bă, ce naiba are. Voiam să le pun mâncare aici, să... Na. Hai, mă, lăsați, duceți-vă și băgați aici. Uitați-vă și ăștia, nu mai ies din găuret. Cățără pe copac. De fapt asta nu. Și aia asta o să vină aici. Foarte bine. Bun. Ok, dă-te la o parte.
O să vină... Nu știu, aici. Nu. Aici. Așa o să vină. Și asta o să vină așa. Bun. Ok, să tăiați niște copaci. Deci să facem așa casa. Să le punem iar portal, că ăștia nu se mișcă deloc. Perfect. Uite, pot să ce sare. Okay. Foarte bine. Excelent, o vine să credeți. Pac, pac. Ce fac melci ăștia, ești nebun? Ce retard! Na, că a început și ploaia. Ok, perfect. Așa o să avem nevoie să facem... Oi, paturi. Deci acum paturi. Ăștia sunt... Hai să facem 7 paturi. Pentru că o să mai vină unul. 7 paturi, perfect. Close. Să vină un pat aici. Perfect. A, nu merge. Fuck. Scoateți toate patru. Nu, încap doar două paturi pe nivel. Deci o să vină că vine asta așa și asta așa. Știți? Și vine patul aici și aici. Hai. Să le punem simetric. Păi și aici cum ne merge, mă? Vezi? Scoate patul, eu nu pot. Ce nebun. Bun, deci astea o să fie părți... Nu! Astea o să fie părțile de aici. Trebuie să tăiem copaci acum. Aici. Aolo, vin ăștia la bătaie, să vezi acum. Avem nevoie de o ușă. Fiți atenți cum facem. A, la nu merge, fuck. Nu suntem destul de pregătiți ca să facem planul meu misterios. Ia stai. Vreau să fac ușa, da? Unde naiba e ușa? Aici. Stai așa... Nu o să facem față la wave-ului ăstuia. Pentru că sunt prea mulți. Fii atenți. Fiți atenți, da? Pune. După care închidem asta aici. Și o stupăm așa. Așa. Tot nu merge? Bada, asta e shelter. Fiți atenți că funcționează acum. Deci asta e, ăștia recunosc chestia asta a fi casă, da? Și o să stea aici.
Deci, le-am dat că n-au voie noaptea să plece din casă. Nu, nu, nu. A, ușa e pusă... Nu e pusă bine ușa. Bună, n-ai așa. Na, că nu mai e să strică casa. Lasă până vine aia. Noi trebuie să ne ascundem de ăștia. Adică trebuie să doar să supraviețuim toată noaptea. Până vin ăștia. Aha, trece, să face zi. Dacă se face zi, ăștia pleacă. Se întorc. Oricum nu vin din spate, deci nu avem nevoie de ușă. O să vină prin față. Și o să atace ușa. Și cât timp atacă ușa, ia uite, deja se întorc pentru că se face zi. Trebuie să așteptăm, că n-avem ce să facem. Eventual să punem o lumină aici, să vedem. Vedeți, unii dintre ei se întorc pentru că se face zi. Dacă se face zi, le e frică. Hă, fraierilor, și-am supraviețuit wave-ului. Și următorul vine în 40 de minute. Noi n-aveam cum să ne batem pentru că ăștia n-au viață. Ar fi murit. Ar fi omorât poate jumătate din ei, dar după aia mureau. Ia, vedeți, au dispărut. Gata. Cum puteți să plecați? Aveți... Urmă așa. Și duceți-vă, puneți ușa și o punem la loc aici. Și asta automat devine casa. Înțelegeți? Bun, acum asta o să devină din nou prostie, da? Ideea e că noi trebuie să distrugem asta, că asta nu e casa noastră completă. Eu am făcut asta doar ca ei să recunoască locul ăsta casă și să se ascundă aici de monștri. Înțelegeți? Noi mai avem de lucrat la casă. Până atunci voi aveți nevoie să faceți rost de lemn, mult. Mult, mult lemn. What the fuck, cât lemn e aici? Pusă în aer, nu știu dacă o să folosesc aia portalul. Lăsesc ăștia portalul dacă așa sus? Da, hai că folosesc. Dar nu știu dacă pot să se întoarcă. Hai că facem roșii de lână, sau cum se numește. Aia bă că se întoarcă în portal. Hai că e perfect. Bun, o să facem roșii de lemn mult, ca asta avem nevoie. Să așteptăm. Ia uite, mă, ce taie el copacul. Copacii ăștia nu putem să-i scoatem pentru că nu avem o găleată. Dar când facem rost, o să putem. Până atunci, și hai că avem destul lemn. Bun, 4. Păi, asta o să vină așa. Trebuie să vină cineva și aici. Bine, acum ăștia... Household destroyed, bla bla bla. Perfect. Să tăiați și copacul ăsta. Acum... Nici nu știu, asta să facem noi așa. Să vedem dacă funcționează. Bă, dar mă mănâncă rău capul, e nebun. Să vedem dacă funcționează. Ăștia sunt destul de ocupați, nebunii. Așa. Așa. Și asta așa. Ce zice asta? Cred că e prea... Cred că n-au cum. Cred că nu puteau să coboare, nu știu ce ne-a făceau.
Hai mă nebunilor. I-am uitat să pun pe aici astea așa. Aolo, trebuie să scot paturile, ce fac tare. Ce prostie. Ce fac mă ăștia, s-au dus să bată. Ia uite eu. Hai mă, hai mă. Am folosit destul de multă mana. Dar am nevoie să teleportez ăștia, ce să fac? Ăștia nu mai știu unde le sunt paturile acum. Ok. Am ratat un loc. Perfect. Foarte bine. Să facem așa. Dar ce se întâmplă după 40 de secunde să umple asta? Hai mă băieți. Hai să construim și noi aici ce n-ai. Uite mă ce proști sunt ăștia, nici nu folosesc teleportorul. Wow, nice. E ușa închisă, se vede? Yeah. Bun. Na, au încăput. Au încăput toate paturile. Și acum o să-i punem să se culce. Imediat ce vin toți înapoi. Ce faceți, mă, voi? Că eu nu pricep. Lasă-mă, copacul, lasă-mă. Ia, mă, că îi întoarcem noi pe toți acum. Au murit, mă? Na, să duc să se culce. Eventual trebuie să pună paturile alea. E o comandă să se culce toți. Dar să mișcă prea greu ăștia până pune toate paturile. Așa. Cred că cătărlă înseamnă să se ducă, toți să se culce. De ce ne bam un pat în plus? Și acum toată lumea doarme. Bine, nu toată lumea, nu știu ce naiba fac ăștia, nu pricep, ăla cade mereu acolo. Doamne, câte oi. Ăsta habar n-am ce face. Cred că a mai rămas lemn aici. Nu pricep, frate, ia. Oh, nu mai taia nimic. Dormind li se face viața. Sau cel puțin așa ar trebui. Cred că au nevoie să aibă și food. Hai să le facem niște mâncare. O mâncare foarte bună e chestia asta. Da. 1, 2, 3, 4. Restul nu știu ce fac. Deci eu nu pricep. Ce cauzi mă aici? Mâncați-ași gura ta. Ce face ăsta? Au rămas așa multe iteme pe jos, dar vine ăsta de câteva minute și tot le ia. Cu tot cu portal, adică na, iete-i pe ăștia. Vă știți mă ce ia cătărlără. Bine că ăsta nu vrea să culce. Și avea viața full. Atunci du-te mă tu și taie copaii la rezi mechea. Hai că-și fac viața băieții. Equip, acum e ăsta care n-are niciun item.
dar o să ne ocupăm de ele în episodul viitor. Sper că v-a plăcut acest episod, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.